Ea și-a tras singură concluziile de ceea ce s-a întâmplat aici. Ea mi-a zis, mie și aici și în afară, că Cosmin se uită la mine într-un anumit fel, Lea nu se uită așa, de exemplu, și sunt fix aceleași lucruri pe care eu le-am spus când eu interacționam cu Cosmin și el se uită la Katinka. Înțelegi? Deci erau fix aceleași lucruri. Ce înțelegi prin asta? Prin asta că e un tipar? Sau că așa... Cred că nu-și dorește nimic. Bă, își dorește și pare... Băi, omul e măcinat pe bune. Pe mine m-a surprins să m-a întrebat niște lucruri la un moment dat în care eu chiar, așa în viață de zi cu zi, credeam că e bine și m-a întrebat niște lucruri de m-am uitat așa la el, așa, dintr-o dată, gen... Și cu tine, mă, dar de unde până unde? Noi aici, în Casa Iubirii, nu ne punem destul preț pe noi. Nu, clar. Chiar deloc. Și din cauza cui? Din cauza lumii. Că ne zice că suntem grase, că nu ne îmbrăcăm cum trebuie, că sunt slabe, cu sâni, fără sâni, cu chestii din astea, știi? Și noi ne considerăm urâte. Dar ei acolo se consideră cei mai frumoși. Deci când ies afară, sar fetele pe ei. Da, față. Tu, Doamne ferește! Dar știi care Dar noi care în afară aveam succes, când suntem aici, suntem ultimele, știi? Toate defectele le avem noi. Toate defectele le avem noi. Nimeni nu vrea să... Hai zic. Serios? Acasă. Asta pleacă... Cristina! Fanatismul ăsta pleacă și din fanatism, știi oarecum, știi? Nu mai vorbești cu mine, da? N-ai voie să vorbești cu mine. Nu? Bun. Vorbim la hotel. Cum vă înțelegeți în cameră? Rău. Dar nu prea bine. Ești pus în două situații. Una dacă se îndreaptă spre Cosmin, o iei tu personal. Dacă se îndreaptă spre mine, e cu Lorena. Cameră. Ieri, de exemplu, n-am stat deloc cu ea. De ce? Am plecat la mall. E că eu, în momentul ăsta, de asta am nevoie. De cineva care să fie lângă mine, să aibă răbdare, să mă susțin în momentul în care... De când cineva mă atacă aici, știi? De când am intrat eu aici în casă, până la ziua de azi, tu ești mai bine, ești mai schimbată? Tu, în general, în tine. Faptul că ai venit tu, da. Cumva, pentru mine, a însemnat mult, știi? Că nu... Nimeni, deci, nu mi-a fost atât de aproape, știi? Deci, de când am intrat eu, te-ai schimbat, să zicem, nu? Și eu te văd foarte schimbată. Din primele zile, adevărul? Primele zile erai mai... Da, asta e, că tu ai intrat exact în momentele cele mai tensionate ale mele. Da. Și acum te văd parcum că suntem și mai aproape. Da, suntem așa și pentru că am avut interacțiunea asta și faptul că am vorbit mai mult afară mi-a ajutat cumva. Da, foarte. Cerem cadru? Ia. Maluma, îmi dai cadru, te rog. Cosmin. Vedem dacă e cu Elena. Cum ar fi să fie așa, cu piciorul peste picioarele lui? Nu o cred. Nu? Nu vrea. Cred că ce se întâmplă acolo, de fapt, e mult prea greu. E nimic. Cred că e nimic. Cred că e mult prea greu de văzut pentru Văd mine. Duminică în gală, Maluma? Păi și până la urmă cu cine te înțelegi? Cât de cât. Bun. Între fete? Da, m-am așteptat. Cu Bianca mai vorbesc, gen e... parțială ca mine. Și Cristina. Nu ales cu nimeni. Nu cu absolut nimeni. Te-am zis și azi dimineața. Aseară am plecat singură. Spre mașină. M-au lăsat toate în parte, oricum n-aș fi... Adică nu aveam pretenția să mă aștepte și azi la fel dimineața. Nu aveam pretenția să mă aștepte vreuna dintre ele. Na, și cu Vlada. Mă înțeleg ok. Iar la ce îi place să cum ești? Hai, vorbiți! Ce? Da, vorbim. Nu, dar te văd și pe tine așa. Ai vorbit cu ea? Mai sincer, eu față de Cristina nu am niciun resentiment, nu am încercat cu ea să discut după ce a fost faza aia cu gluma pe TikTok. Eu în rest, altceva rău, alt rău eu nu i-am făcut, așa consider eu nu i-am făcut niciun rău. Ce treabă are aia cu Bianca? E problema ei, eu nu mă bag în prietenia lor. Și acum cu susținătorii i-am spus, știi, când făceam live, nu a poate auzit că aveam acolo susținători de-a tăi care, mă rog, spun că suntem alături de tine, a fost perioada aia când așa. Ce au văzut și ei pe emisiune. Exact.
Și am văzut așa, în prima zi, că nu i-a convenit, în prima dimineață, după toate fazele astea, nu luam micul dejun cu mine. Și atunci m-am prins că de ce s-a supărat din nou. Și am zis, uite, ești supărat, adică eu n-am nicio vină. Știi? Nu mai știu ce să mai fac. M-am enervat foarte tare. Că gen, am simțit așa presiune din partea fetelor. Și pe grup, și în emisiune, și dar după... Dar eu nu știu ce are cu tine, Cătinca, sincer, nu știu. Cine are ceva cu ea? Păi eu zis că aseară pe grup a propus o chestie drăguță și eu sărit Cătinca pe ea și... A, păi... Pe ea chiar nu înțeleg. Hai că pe Giulia o înțeleg. Că așa. A sărit și Giulia pe ea? Cine a sărit? A sărit Cătinca pe tine? N-a sărit pe mine, mi-a aruncat niște chestii pe grup. Ce pe grupul nostru. A, deci tu ai vorbit ceva pe grup? Da, și ea i-a dat-o așa. Am propus, da, am propus ceva pe grup. Adică cum? Eu am zis că să venim fetele în pijamale, să facem activități drăguțe. Și Cătinca mi-a zis ceva de genul că nu suntem la Disney Channel. Unde? Nu suntem la Disney Channel. Bă, dar ce e mă așa rău? Da, nu știu ce e așa rău, frate. Bă, ce e așa rău? Cu fata nouă... Și-o luat nas de când e cu tine. Are și... De ce? Da. Când era cu tine, era frică să iasă pe stradă. Îți dai seama. Hai, fără. Îți dai seama. Da. Acum aș permite să fie arogantă. Ce să zic? Nu e arogantă. Nu, deloc. Nu. Nu m-am sprânceană asta de I când s-a întâmplat ei multe în spate, un, da? Ai făcut-o și pe ea lider. S-au întâmplat multe în spate și te-a... Păi și ce mă, dacă se întâmplă multe, trebuie da, să devii arogant. Da, asta nu e ca și cum eu vin acum. Da, și tu știu. Te iei de mine, că nu. Eu nu ți-am făcut nimic. Adică eu m-am fost drăguță cu toate fetele. Deci chiar n-are nicio treabă în ecuația asta. Deci chiar n-are nicio treabă. Giulia, hai că la Giulia mă așteptam. Dar la ea, ce treabă are? Deci eu nu vreau să plec acasă din cauza ta că ești în față. Ce să fac? Deci dacă o singură dată mai faci așa ceva, Laurențiu, eu te bat cu mâna mea. Dar cu Cristina o să ies în față. N-ai de unde să știi, că băieții mă pot vota pe mine. A făcut-o de atâta ori, nu mai fac acum. Și eu chiar nu-mi doresc să plec, dar știi de ce? Asta ești puternică tu și tu, Giulia. Ascultă-mă un pic, știi ce mi-ai dori? Uite de câte lume ai scos tu. Cine? Am scos Gianni și mamea. Păi, Lorena era bine. Eu. De ce nu mi-aș dori să plec? Pentru că eu n-am trăit nimic aici. Dar nimic. Decât nervi, deci, Cosmin și atât. Ce vreau să trăiești? Nu știu, ceva frumos. Adică vreau și să vadă lumea de acasă, că nu sunt numai mahala și nu sunt numai cu gura și numai... Vreau să vadă și că transmit, că pot să transmit, că am venit într-adevăr să mă îndrăgostesc. Și m-am îndrăgostit. Te-ai îndrăgostit? Dar mai bine... Dar nu știu cum ai putut să te îndrăgostești. Da, nu știu, te aștept să-mi treacă. Dar nu mai are mult oricum. De ce nu voi o să vă împăcați? Și ai vorbit cu ea? Da, mă, dar tot ce zic, milioane mea de rău. Da, dacă eu... încerc să-i, de exemplu, dacă încerc să-i explic prin diferite metode, să încerc să-i scot în evidență niște lucruri, cumva să-i pun în valoare lucruri prin care ea să-și dea seama că n-am nimica cu ea, mă pui într-o lumină proastă. Ia uite, faci asta, ia uite. Nu, tot timpul, orice lucru pe care îl fac pentru ea, are un orgoliu atât de puternic și o... e atât de încăpățânată, din ce cred eu, încât nu poate să... nu mai dorește să mai perceapă lucrurile așa. Eu orice fac, crede că o fac printr-o strategie de a face, de a zice, de a... Eu, că dacă o face altul, le ia ca atare. Dar are impresia că, eu... de fapt, tu ai o legătură, știi? În tot ceea ce se postează despre ea. Bă, deci nici nu ieșisem din casă. M-am ridicat de acolo de jos și eram la ușă. Și a zis... una dintre fete, nu mai știu exact cine. Cred că Miha. Mihaela mi-a zis... să nu uiți florile. Și am zis, nu le uiți. Și m-am întors și le-am luat. N-am plecat la hotel și le-am lăsat în casă. Stai liniștit, că eu am știut cum să iau chestia asta. Am zis, na, asta e, suntem oameni, mai uităm. Da, chiar am zis înainte, stai să vezi okay. Că dacă uit florile aici, da, o să interpreteze greșit. Ele sunt atente la toate chestiile astea. Și imediat. Da, dar eu mă așteptam. Chiar m-am gândit ieri după emisiune, zic, stai să vezi că ea o să uite probabil florile, o să îi sară astea. Ca pe mine, na, nu mă deranjează, că oricum vezi niște flori, oricum o să se ofilească și ceau. Eu am făcut, gestul, l-ai primit drăguț și asta e. Știi? Atât a fost. Nu acum le ții, ce ți-a făcut fata să o minți în halul ăsta? Ce e cu ea? Bă, frate, dar mă lasă să vorbesc, dar ce te tot bagi în seamă, Iulia? Elena, ai grijă. Be careful. N-ai treabă, n-ai gagică, du-te, iei o șaormă, iei o pereche de papuci. Vezi de treabă.
Auzi, dar oare ce crezi? Dacă primești acum cadru, Giulia, așa. Oare ce zice și fata? Ce mă interesează? Săraca, nu te gândești la sufletul ei, bătălu. Nu mă interesează. Ea n-a spus că vrea să scape de bine, tine. Bine, frate, nu mă interesează. Nu mă interesează. Ea a zis că te dorește. Dar de ce mă cauți? Ea a zis că te iubește. Bă, dar de ce vorbești cu mine? Ea a zis că vreau un sărut ca să puteți să începeți. Stricată, scoate-te din priză. Știi, mă, nebune, mă. Vezi de ce e bine să te fii oarecum certat cu el, cum sunt eu? Pentru că atunci nu să-și mai permite. Mă, el vrea să da, facă... Mai bă, nu știu dacă a fost camera pe tine, bă, mă, frate, hai să mai facem o dată. Acolo, păi, dar nu mă lași, nu mă lași de tine, nu pot de tine, nu pot de tine. Camerele, puneți-vă pe Robert, vrea material. Nu-ți dă atenție, vrea material. Dacă nu-ți dă atenție, vin aici la mine, a? Gata, bă, bun, Catinca. Ce ai, mă, Catinca? Susținătorii ne-a etichetat pe amândoi niște postări în care Cristina... bucăți din emisiune, materiale, știi? Video, în care Cristina, da, fetele din casă și-au dorit să mă voteze spre eliminare. Se făcea o strategie, bineînțeles, cu matroana Bianca. Se făcea o strategie acolo unde să mă voteze pe mine spre eliminare. Și Cristina era foarte pasivă, fiți cum stau eu aici, așa stătea ea.